Asfaltul bine că bucureștenii văd din nou alb în fața ochilor. Vicelia a revenit și utilajele se chinuie să înlăture zăpada. Cerasela Marin este în legătură directă cu noi. Bună seara, Cerasela. Cum arată Bucureștiul la această oră? Este alb de mai bine de 3 ore, ninge în continuu și să știți că deja se vede și ca și șofer simți din plin zăpada care se așează pe asfalt. Mai mult, situația se înrăutățește în întreaga țară, unde 7 drumuri naționale rămân închise, ca și autostrada Soarelui pe segmentul București-Fetești, și această porțiune va fi închisă în condițiile în care va ninge și în următoarele ore, așa că dacă vreți să călătoriți, dacă vreți să ieșiți cu mașina, este indicat să verificați sau să analizați, să consultați toate datele Ministerului Transportului și a Infotrafic pentru a vedea dacă nu cumva sunt șanse să rămâneți înzăpeziți. Mai mult de atât, și cu trenul este la fel de riscant, în condițiile în care din 1947 de trenuri care circulă în fiecare zi în România, 200 sunt anulate. Din acest motiv, CFR Călători a decis să nu mai elibereze în avans bilete pentru cei care doresc să vină în zona de sud-est a României. Îți mulțumim!